Domnule deputaților, domnule președinte județean, stimați domn parlamentar, stimați invitați, distinși oaspeți. Este un moment umbilar pentru întreaga comunitate din și doi Sibrani, pentru întregul oraș, pentru că astăzi am deschis aici cea mai frumoasă și modernă piață agroalimentară din întreaga Transilvania. Astfel că, într-un astfel de moment, este natural ca primul gând să meargă înspre recunoștință și mulțumire. Și cu asta vreau să încep cuvântul meu astăzi aici, cu mulțumire. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte al Senatului, domnul Ciucă Nicolae, pentru că astăzi a ținut să fie prezent în mijlocul nostru și ca să subliniez că nu este doar o mulțumire formală aici, pentru că este prezent aici, îi mulțumesc pentru că a pus umărul pentru bunul mers al acestui proiect. Pentru că, cu sprijinul guvernului pe care domnul prim-ministru l-a condus, cu sprijinul guvernului Ciucă, am reușit să obținem susținere financiară pentru partea de amenajare exterioară și dotări. Și fapt pentru care vă mulțumesc și vă bucur în momentul de față în care ne bucurăm de investiție. În egală măsură, vreau să-i mulțumesc domnului vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnului Lucian Bode, care se pare de tot sprijinul pe care l-a avut pentru acest proiect, subliniez un lucru doar. Indiferent de câte probleme avea la Ministerul de Interne, își găsea timp și mă întreba cum stați cu piața. Fapt pentru care denotă deosebit de clar importanța acestui obiectiv pentru noi și pentru întreaga zonă și mulțumesc pentru tot sprijinul. Totodată, astăzi, aflându-mă aici, noi, această investiție, v-am spus, a avut un traseu sinuos. Un traseu greu, dar am avut susținere. Am avut și susținerea Consiliului Județean. Și mă bucur că domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Dimitru Iancu Sărjan, este prezent aici. Și mulțumesc pentru susținerea pe care a căutat să o acorde acestui obiectiv. Și împreună am înțeles amândoi că nu este vorba doar despre Jileu Silvaniei, ci în fond de întregul bazin aici al județului, aproape jumătate de județ, este deservit de această piață agroalimentară. Totodată vreau să-i mulțumesc inclusiv domnului deputat Deineș, care în permanență a ținut să vadă și el realizat acest obiectiv, întrucât este vorba, cum a spus, de deservirea unui întreg bazin aici și toate comunele, toți cetățenii din Sălaj vor beneficia de alte servicii aici la piața agroalimentară. După cum am spus, traseul a fost unul greu de parcurs și n-a început de ieri, de astăzi s-a început cu timp, cu ani în urmă și profit de ocazie și îi mulțumesc postului primar, domnului Zurca Septingu, pentru că a crezut în ideea unei piețe agroalimentare și mulțumesc Consiliului Local, atât de la cea vreme, cât și actual, care a stat și s-a preocupat de această investiție. Nu în ultimul rând, mai sunt niște elemente ce trebuie să le amintesc. Factor fără de care nu era acest obiectiv realizat. Și aici mă opresc la constructor, la diriginte de șantier, la proiectant. Și când vine vorba de proiectant, vorbim de localnici, de domnul Luca și de domnul Nori, de la Șileu, respectiv Zalău, care au ținut la ideea acestei piețe agroalimentare. Mulțumesc constructorilor care au dat dovadă de profesionalism aici, la Șileu Silvaniei, și au dislocat de-a lungul vremii personal, direct, productiv, în șantier, cam peste 150 de persoane, în total. Investiția se ridică la peste 1,5 milioane de euro, cu dotări, cu amenajări exterioare, cu absolut tot, dar asta nu e în zadar, pentru că, cum v-am spus, astăzi avem la Șileu cea mai modernă și frumoasă piață din întreaga Transilvania. Și mă bucur că am inaugurat-o împreună cu toții. Ce mai vreau să vă spun în acest punct este faptul următor, că această construcție,
această inaugurare de astăzi arată faptul că noi construim pentru următoarele generații. Dezvoltăm, construim pentru viitor. Asta vom face în continuare la Șineu și cu multe alte obiective pe care le avem în lucru și care se vor demara în perioada care vine. Vom construi și vom dezvolta această urbe ca să ajungă la cele mai înalte standarde. Și dacă vorbim de standarde, dincolo de o construcție frumoasă pe care o vedeți aici, mai vreau să subliniez un lucru. Dincolo de infrastructura aceasta, ne-am preocupat foarte mult de partea de funcționalitate. Iar pe partea de funcționalitate am avut alături directorul administrației piețelor de la Cluj-Napoca, pe domnul Micle, care este prezent aici și profit de ocazie să-i mulțumesc pentru tot sprijinul și know-how-ul pe care l-a livrat aici, astfel încât între Șingleu și Cluj sau Șingleu și Oradea, astăzi vă spun că din punct de vedere a piețelor agroalimentare nu este nicio diferență, poate din potrivă, astăzi suntem mai bine, v-am spus, pentru că avem cea mai frumoasă piață din întreaga Transilvania. Eu vă mulțumesc și vă las cu următorul gând. Vom construi în continuare și vom ține să dezvoltăm acest oraș cu fiecare an care trece și îl vom pune la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc încă o dată și avem o zi. În continuare, aș vrea să îi dau cuvântul și domnului deputat Beineș să ne adreseze gândurile sale, pentru că am zis discuțiile cu piața, că nu s-au fost purtate de foarte mult timp. O dreșură, domnul primar, președinte, colegi, sigur că este o bucurie foarte mare pentru comunitate în condițiile care se realizează un asemenea obiectiv. Dar este bucurie pentru întreaga Valea a Crasnei, pentru că această vale este reprezintă prin producția de legume, fructeni și aprovizionează nu numai zona și greu, poate un pic județul și alte județe. Dar condițiile oferite de primăria orașului Liceu sunt deosebite de data asta. Atunci cu vremea când cei de la țară, pe urând, zile între și anul, vara, dar și cumpărătorii, având aceleași condiții ca să poată valorifica produsele în beneficiul tuturor. Eu mă bucur foarte, foarte mult în acest oraș istoric pentru toate realizările făcute și pentru toate proiectele în folosul acestei comunități. Cum am felicitări pentru toate aceste realizări și eu rog cei din jurul orașului, Clasa, Licei, Crușol, Valeu, care vin să vândă produsele, să fie bucuroși de această realizare, să producă cât mai mult, iar cumpărătorii să aibă bani să recupere. Vă doresc multă succes, multă sănătate și să fim tot timpul așa de mult aici în viață, ca și acum. Multă sănătate! Și să ajungem, chiar pe vara ta, în Năsumașul, în acolo, în Năsumașul, în Năsumașul, Mulțumim frumos și încă o dată profit de ocazie și mulțumesc pentru prezența lui astăzi aici, a domnului președinte al Senatului, domnul Nicolae Ciucă. Și sunt convins că e bucuros și el să se afle între noi și tocmai cu această ocazie sunt și mai convins că vrea să ne și transmită ceva. Domnule președinte! Bună dimineața, doamnelor, domnilor, domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnule, domnilor, parlamentari, europarlamentari, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, încă o dată, dragi cetățeni
ai orașului Șindeu și Islandiei. Sunt foarte bucuros să vin pentru prima dată la o activitate la care am promis că am să particip. I-am promis domnului primar anul trecut, atunci când l-am avut invitat de ziua tineretului la Cuver și fiind cel mai tânăr primar, am avut plăcerea să schimbăm câteva cuvinte și să-mi prezinte planurile ambițioase pe care le are și pe care, iată, începe să le îndeplinească în mandatul său. I-am promis atunci că vom găsi noi un moment în care să ajungem la Șindleu, Silvaniei și să vedem ce face prin entuziasmul său tineresc și iată că, într-adevăr, tinerețea este o virtute și mi-a plăcut foarte mult că l-a menționat pe șeful piețelor din municipiul Cluj, ceea ce arată disponibilitatea de a învăța. Adică este foarte clar că există modele pe care putem să le îmbrățișăm, să le urmăm, iar modelele de administrație liberală în Transilvania sunt un exemplu pentru toată țara. Ceea ce a făcut domnul primar este un exemplu prin care putem să arătăm că nu ne este rușine să învățăm, nu ne este rușine să întrebăm. Trebuie să facem în așa fel încât prin aceste relații de colaborare, de schimb de experiență, să demonstrăm mai multă unitate și solidaritate în ceea ce înseamnă obiectivele noastre locale și obiectivele noastre naționale. De fiecare dată când am ocazia, le recomand tuturor colegilor să ne uităm acolo unde s-au făcut lucruri mai bine decât s-au făcut la noi, unde există mai multă modernitate, pentru că până la urmă asta așteaptă cetățenii de la noi. Am putut să văd bucuria cetățenilor din Șindeu, Silvaniei, pentru această piață. Este o chestiune absolut normală. Trebuie să creăm condiții umane, civilizate, pentru că acei oameni pe care i-am văzut astăzi, care vin aici la tarabă cu mâinile crăpate de muncă, să nu stea pe timpul iernii în frig să-i vândă produsele. Asta este ceea ce trebuie să facă fiecare dintre cei care și-a asumat responsabilitatea să conducă o urbe. Atunci când conduci o urbe, trebuie să te gândești că îi reprezinți pe acei oameni, iar acei oameni au așteptări și într-un mandat trebuie să faci în așa fel încât așteptările lor să fie împlinite. Deci, domnule primar, distinși membri ai Consiliului Local, dați-mi voie să îi felicit, să le mulțumesc pentru că au reușit să ducă acest proiect la capăt. Să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean pentru că este o chestiune de punere la oaltă a tuturor resurselor. Sunt resurse de la Consiliul Local, sunt resurse de la Consiliul Județean și iată sunt resurse de la Guvern. Atunci când există voință și când există înțelegere și există explicații și argumente, se pot face lucruri care nu trebuie să le spunem că sunt mărețe. Sunt lucruri normale. Am ajuns, iată, să ne bucurăm de normalitate. E bine că am ajuns și până aici, dar trebuie să avem un nivel de ambiție mai mare decât avem. Încă o dată, felicitări, vă mulțumesc și mă bucur foarte mult că am putut să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să împărtășesc bucuria pe care am putut să o văd în rândul cetățenilor. Vă doresc spor la cumpărături și să dea Dumnezeu bine. Ne apropiem de luna sărbătorilor. Există entuziasm, se simte deja în atmosferă că ne apropiem de sfârșitul de an și trebuie să privim cu multă speranță și optimism anul care vine. Vă mulțumesc!
Dacă sunt întrebări din partea reprezentanților presiei. Vă mulțumim! Vă mulțumim frumos!